A încercat să mituiască jandarmii pentru a scăpa de rigorile legii. Este vorba de un bărbat în vârstă de 41 de ani din Iordăcheanu, care a fost prins de jandarmi când vroia să sustragă produs petrolier cu aspect specific de gazolină cu ajutorul unei instalații artizanale. Bărbatul era angajat al unei firme din Urlați, așa că sustragerea gazolinei se realiza cu mult mai ușor. De unde a sustras produsul petrolier? De la o conductă. Ce făceați cu acesta? Foloseam la mașină. Pentru mașina dumneavoastră personală? Da. Cam ce cantitate a sustras în această seară? 300 și ceva, parcă. Până în momentul surprinderii, acesta reușise sustragerea a 490 de litri de produs, depozitat în bidoane de plastic și unul de metal de 200 de litri. În urma prinderii în flagrant, cel în cauză a încercat să ofere patrulei de jandarmi suma de 1000 de lei pentru a nu se lua măsurile legale de constatare a infracțiunii, lucru refuzat de jandarmi. Bărbatului s-a întocmit dosar cu acte premergătoare pentru fapta susceptibilă a fi furt calificat. Dosar ce a fost înaintat la IJP Prahova în vederea continuării cercetărilor, iar aspectul de dare de mită a fost preluat de parchetul de pe lângă Tribunalul Prahova.